Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Ieri mi-a spus un abonat să fac turul fermei și m-am gândit că dacă tot am puțin timp liber, să fac. Deci aici, după cum vedeți, este o cușcă în care dorm găinile mai bătrâne care nu se pot urca sus. Acolo este o găină care face ouă. Trebuie să le fac curățenie. O găină care este o cloșcă foarte bună. Mi-a scos pui primăvara asta, cred că știți. Aici este iepuroiul. A primit lucernă așa uscată. Apă trebuie să-i aduc, că i-am pus, dar văd că mai are puțină și trebuie să-i spăl și aceasta. Azi dimineața a primit orz și 2 șculeți de porumb. Uitați-l, frumos, gras, foarte bun reproducător. Are ceva mizerie, dar nu de multă vreme le-am făcut curat. Aici dorm dintre pui și restul de găini. Trebuie să fac și aici curat. Sper să mă auziți că bate puțin vântul. Aici sunt 5 puișori și cu mămica lor, care este mai micuță de talie, dar care este o mamă foarte bună. Lucernă la fel, aici au primit orz azi dimineață și apa trebuie să le schimb, la fel laptos trebuie să le schimb, că le schimb de 4 ori pe zi, cam așa. Uitați, aici mămica nebunatică, care bea doar un pic de apă când este sete, când eu pun și o răstoarnă. Hai, pleacă să pot lua bolul. M-a zgâriat, da, cum era de așteptat. Acolo sunt puișorii ei, toți 10. Deja merg pe aici prin cușcă, au deschis ochișorii. Acum dorm. Iepurița aceasta care și-a croit un drum sigur spre tăiere, pentru că nu i-a mai alăptat pe cei 2 puișori și au murit. O să vi-o arăt și pe ea, doar să vi-l arăt pe acesta. Este acolo, doarme. Văd că și-a băut toată apa, s-au răsturnat-o, nu știu ce a făcut. Lucernă. Aici, în acesta, mai am lucernă pentru ei. Le-am adus și la gâște mai înainte o plantă, nu știu cum se spune la voi, la mine se spune limba boului. Aici dorm rățuștele. Uitați cum le-am dat aseară grâu. Au mai rămas aici, că ziua le dau și mănâncă cu găinile. Aici au curățenie, trebuie să le mătur un pic. Uitați-le. Dar nu sunt toate aici, câte sunt aici? Aici sunt 7, mai trebuie să fie 7. Acolo mama rață. Aici dorm gâștele, ele au ceva mizerie, trebuie să le fac curat. Mă scuzați dacă vorbesc repede, dar așa sunt eu. Aici are și ea acolo apă, mâncare. Uitați aici umbra mea. Sunt cu pălărie în cap, că este foarte cald. Gâștele, 13 tânere și bătrână. Un rățoi tânăr pentru matcă o să fie oprit. Și rățușca unde este, tot tânără. O să vedem câte o să-mi opresc, dar o să-mi opresc mai multe ca și anul trecut. Aici, după cum vedeți, uitați, nu, aceasta este cea oarbă. Am adus lemne, trebuie aduse în curtea cealaltă de acolo, dar acolo n-au încăput și le-am adus aici. Aici o scroafă gestantă, mai are vreo săptămână și vreo 2 zile și trebuie să fete. Aici mama și cu cei 8 purcelași, scroafa și 8 purcelași, 5 fete și 3 băieți. Uitați ce frumos sunt. Vacile nu vi le pot arăta că sunt la păscut, dar o să fac zilele acestea, poate acum seara, un vlog cu ele de acolo. De aici am luat ouă. Aici au lucernă pe când o să vină să mănânce. Aici stă Adelina. Aici stă Florica. Aici stă Bujora.
Și aici stă Marcela. Aici stă Jovi și acolo Iuli. Aici o găină care ouă, cred. La fel au și ele pentru când o să vină. Nu o deranjez, că găina aceasta este foarte nebună și dacă o deranjez 2-3 ore nu mai tace. Aici am adus dovleci să dau la gâște. Stați să vă arăt bățul cu care le bag eu seara. Este de salcâm, este foarte ușor și este și lung și îi pot duce la cușcă. Hai că-l pun aici. Haideți să mergem să vi-l arăt și pe cățeluș. Pe Fulghi. Mai înainte i-am dat să mănânce pedigree. Văd că le-am mâncat toate, că le-am pus acolo. Care-i problema? Micuțule! Uitați, când vine el doar se pune așa să-l mângâi pe burtică. Care-i problema ta? Uitați-l cum se bagă la mine între picioare. Să mă joc cu tine? Vrei asta? Vrei, da? Da. Ești mic. Seara îi dau o jumătate de litru de lapte, nici pe acela nu-l bea tot, că seara îl las pe afară. Uitați-l ce graz este. Să vedeți ce am făcut cu el. Am vrut să-i fac baie. Haideți că o să vă explic. Hai pleacă, că nu-i voi afară, că fugi după găini și o să te bată iarăși rața. Haideți să vă arăt. Bine, mai trebuia și ceilalți câini, dar ei nu știu pe unde sunt. Să vă explic, stați. Uitați, acesta, ligheanul acesta îl pun eu de obicei să se bălăcească rațele. Și am încălzit 10 litri de apă. Era acolo o vră, am pus ligheanul acolo. Am pus în el șampon pentru căței. L-am spălat și după aceea l-am limpezit că era tot cu spume și când ne-am dat drumul s-a tăvălit prin praf și s-a făcut tot negru. Și l-am mai spălat odată și l-am închis acolo și l-am lăsat până s-a uscat. Cocoșii ăștia bătrâni, am vorbit cu bunica mea și cu tatăl meu și am spus că o să-i mai lăsăm încă un an și o să mai las încă unul, să am trei, dar nu este aici acum. Uitați-l! Acela roșu. Am mai tăiat din pui care au fost mai mari. Oricum, dacă nu le-am dat concentrate, ei nu cresc așa repede, dar n-am nicio problemă. Uitați rățuștele. Uitați aici nucile care de luna viitoare o să se coacă. Dar iarna pot să fac mai bine turul fermei, pentru că atunci sunt și vacile acasă și dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și stați că bate vântul foarte tare aici, sper să mă auziți. Și poate o să urmeze nouă achiziție, o iapă mai exact. Eu am avut foarte mulți cai, foarte, foarte mulți, dar i-am vândut. Uitați-le. Uitați și cocoșelul acesta este frumos, dar bunica mea nu vrea să-l lăsăm pentru matcă, că spune că este negru și o să iasă puii negri și când o să găinile negre, dacă nu știți, au piele așa mai neagră cumva și eu spus că dacă le tai o să fie neagră și blea, blea, blea. Înțelegeți voi. Eu i-am spus că găinile sunt ale ei, bine, am și eu dintre ele preferate și rațe gâște și
vaci, nu sunt toate vacile, doar Jofie este a mea. Uitați aici la rațele, de fapt puii de rățușcă intră pe acolo când vor ei, vin aici, pasc și pleacă înapoi. Ia să mergem să vedem dacă au luat vreo găină. Cred că acum seara o să fac un vlog cu vacile. Ia să văd eu că și alaltă ierba am auzit aici. Sper că nu ouați acolo. Nu văd. Ia stați. Aici este ușa de la graj, dar am luat-o. Dar de ce tot codăciți pe acolo? Nu văd niciun ou. Parcă a dat strechea de ele. Tu ce faci aici? O, ce mă enervează papucii ăștia, că se face aer și nu știu cum se aude. Ascultați cum se aude când calc. Se prinde aer între piciorul meu și papuc. Nu mai face gură mare aici. Așa. Și nu mai am ce să vă arăt, că n-am alte animale decât gâște, rațe, găini, câini, pisici, am porci și vaci. Vacile nu sunt acasă, pisicile sunt prin pod, pe unde voi stați, că poate vi le arăt. Aici este deschis scândurile acestea ca să aibă vacile, să aibă vacile, să nu le fie cald. Aici este podul. Nu văd nicio pisică, deși pe aici își fac viacul. În podul acesta nu este nimic, nici n-a fost niciodată, că este podul de la grajd. Grajdul acesta nu este făcut de foarte mult timp. Stați că dacă mă gândesc bine, cred că și știu de cât timp. De vreo 9 ani, cam așa. Pentru că am avut la cealaltă casă grajd și acela era foarte mare. Uitați, acolo a fătat o pisică odată în colțul acela. Stați, văd cum o să mă dau jos. Da, vacile o să vi le arăt cel mai probabil acum seara, dacă nu mâine. Și pisicile, v-am spus, nu le pot arăta, câinii sunt iarăși. Se bagă sub, acolo sub fân și dorm la umbră. Și da, prieteni, cam atât ar fi și cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Acesta am fost eu, până data viitoare. La revedere!